Gardienii Revoluției au revendicat atacul asupra bazelor americane din Irak și susțin că este un răspuns la uciderea generalului Qasem Soleimani. 22 de rachete au lovit azi noapte două baze militare americane și ale aliaților din vestul Irakului. Este vorba despre bazele Al-Asad și Erbil. Toate sunt bune, așa și-a început președintele american postarea pe Twitter imediat după atacul iranienilor asupra bazelor militare americane din Irak. Liderul de la Casa Albă a anunțat că va face o declarație de presă după ce va fi gata o analiză asupra pagubelor cauzate de bombardamente. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a confirmat că toți pasagerii și membrii echipajului aflați la bordul aeronavei care s-a prăbușit în Iran și-au pierdut viața. La bordul aeronavei erau 82 de persoane de naționalitate iraniană, 63 de canadieni, 11 ucraineni, 10 suedezi, 4 afgani, 3 germani și 3 englezi. Prima reacție la atacurile iraniene asupra bazelor armate americane vine din partea PSD. Socialdemocrații au transmis că România trebuie să trateze responsabil escaladarea tensiunilor din Orientul Mijlociu și să își reafirme angajamentele față de NATO și Statele Unite. Iubitorii filmului Avatar au parte de o surpriză plăcută. Primele imagini din continuarea superproducției Avatar 2, programată pentru lansare în decembrie 2021, au fost făcute publice de regizorul James Cameron. 4 imagini au fost publicate pe contul oficial al francizei Avatar. Toate știrile de ultimă oră vă sunt prezentate de agenția Mediafax.